Este sâmbătă, aproape 6. Se aude muzică, o auzi și tu? Da, da, auzi. Da. Noi suntem suntem pe Victoriei. Și da, mi-am luat un bubble tea. Stai să vi-l arăt, că Andrei i-a pus gând rău. De la AT&T, mi-am luat cu, se numește Honeydew Fresh Milk Large, este cu pepene galben și are perle de tapioca. Și Andrei vrea foarte mult să-l spargă, așa că haide să-l lăsăm. Vreau să nu dăr în camera, sau ce? Yay! Are gust înghețată topită de pepene galben. Îl șeruim. Da, am venit în centru vechi. Am venit pe Victoriei, această locație exotică a Bucureștiului. E bună, nu? Pentru că la 7 o să mergem într-un alt loc exotic din București, și anume la Hanu Berarilor. Eu nu vă scriu că n-am reținut, pentru că am fost deja de 400 de ori acolo. Este de fiecare dată super. E treia. Se simte ca mai mult. Da, o să mergem acolo la ora 7 și ne-am gândit să ieșim un pic la plimbare. Și din păcate Victoriei nu este închisă, după cum puteți vedea în spatele meu. Cred că ați văzut mașini, chestii. Ceea ce e foarte trist, pentru că e super aglomerat în continuare pe Victoriei, pentru că astăzi sunt 29 de grade, e foarte cald, nu știu la ce te uiți. Și e foarte multă lume afară și ne-am îngrămat din maxim, deci nu înțeleg. Și suntem din nou aici. A treia oară, nu e așa? Foarte fericit. Suntem, nici nu mai știu dacă îmi plăcea sau nu. Hugo. Da, ai zis că îți place. Îmi place Hugo, da. Suntem din nou aici. Mă rog, nu mă înțelegeți greșit că nu-mi displace, dar sunt atâtea locuri în București. Nu știu cum ajungem mereu aici. Am ajuns primii. E fără 20, efectiv. Vezi, putem să ne mai stăm la bubble tea acolo, că ne-am așezat la masă și am stat acolo ceva timp. Oare m-auziți? E atât de cald astăzi. Eu te aud. A, e bine. E atât de cald. Trebuia să-mi trebuie la valieră. E atât de cald astăzi, oameni. Deci nu vă imaginați. Au fost 29 de grade și în momentul de față încă n-are cald, eu am sacoul la mine. Pregătită fiind pentru frig. Vorbesc cu întrerupere. Ce vrei să bei? Așteptăm să vină lumea după așa. Bună seara! Bineața! Deci, aseară, după ce am fost la Hanu Berarilor, v-am luat așa câteva cadre aseară, nu foarte multe, pe la vreo 10, cam așa, am zis noi să mergem acasă la fratele lui Marian să jucăm Remi. Numai Remi n-am jucat, efectiv au pus muzică, au dansat, noi fetele am stat așa mai mult pe tușă, gen și ne-am uitat la ei, că nu așa, ei s-au manifestat. Ideea e că am ajuns acasă pe la 2 și ceva și m-am culcat pe la 3, cred, în jur de 3 am adormit. Wow, deci, nu știu dacă atunci când eram mai mică, mai tânără, pățeam la fel, dar mă simt efectiv la fete de tractor. Într-adevăr, n-am dormit cât trebuie, m-am trezit la 9.44, cred că era. Nu știu de ce țin atât de bine minte ora la care mă trezesc, dar mereu se întâmplă asta, nu știu. Și m-am trezit, efectiv, aș mai fi putut dormi. Nu, n-aș mai fi putut dormi, gen m-am trezit. Primul lucru pe care l-am gândit a fost, Doamne, ce vise cretine am avut. Deci am visat numai prostii, numai tâmpenii, cu atât de multe detalii și, nu, deci foarte stupid. Ce faci, mic? A, nu mic, am eunat. Vă ziceam că am visat numai tâmpenii, efectiv, și m-am trezit așa cu o stare stranie. Am văzut că e norat afară. După care am constatat ce ochi uscați am, motiv pentru care am lângă mine picături pentru ochi. Și îmi pun constant, pentru că nu știu de ce aveam ochii în halul ăla de uscați, efectiv. Deci mă dureau când clipeam. Groaznic. Bănuiesc că e din, adică, nu știu, cred că e din cauza faptului că am dormit puțin, m-am culcat târziu și probabil nu m-am demachiat extraordinar de bine. Adică seara mi-am făcut o spa și de îngrijire, m-am dat cu ser, mă rog, m-am început până mă demachia cum trebuie, pam, pam, pam. Probabil n-am avut eu foarte multă răbdare să insist în zona ochilor, pentru că atunci când m-am trezit, aveam așa un pic de negru pe aici și din ce știu eu, în momentul în care te trezești cu negru pe aici, înseamnă că nu te-ai demachiat suficient și că lângă gene a stat produs, ceea ce nu e ok. Na, așa că pot să zic că aseară probabil n-am acordat atât de multă atenție demachiatului și din cauza asta m-am trezit cu ochii foarte uscați, așa că m-am dus la baie, mi-am pus picături. Dar când am văzut că sunt pe aici neagră, am zis, hai că-mi fac și rutina de skincare, m-am spălat pe față, m-am dat cu seruri, creme și
acum sunt mai ok, dar în continuare îmi simt ok, mai uscat decât de obicei. Ciudat, nu știu, parcă era ca atunci când îmi puneam lentile, deși ieri n-am purtat lentile. În fine, de asemenea, am mai constatat în lanțul constatărilor mele că e norat afară. Nu știu dacă v-am menționat mai devreme sau nu, dar am observat că e norat afară și acum stau și mă gândesc dacă noi mai mergem undeva, pentru că e urțel. Adică chiar dacă e cald, e urțel și nu știu, s-ar putea să nu mai mergem, nu știu, vedem, oricum aștept să se trezească și Andrei, să văd cât de avariat este el. Deci nu, eu nu vă gândiți că eu sunt avariată pentru că am băut, efectiv, am băut 3 guri de vișinată, atât, adică n-am băut alcool sau ceva, dar e pur și simplu faptul că am adormit mai târziu și cumva m-am dezobișnuit. Am avut perioade din viața mea când mă culcam în fiecare noapte la 3-4 dimineața și cumva mă trezeam, adică aveam un program, dar acum de când mă culc în jur de 11-12, dacă întârzi puțin ora asta de culcare, mă avariază. Mă rog, de asemenea, când m-am uitat pe telefon după ce m-am trezit, idee proastă, nu faceți așa, am văzut că am primit un mail de la YouTube în care îmi spunea că videoclipul pe care l-am încărcat, vlogul pentru duminică, adică pe care l-am încărcat, l-am pus la încărcat azi noapte pe YouTube, că se exportase ieri, în fine, este... cum se numește, mă rog, o bucățică din el este revendicată de, ce să vedeți, Sony Pictures Movies and Shows. Și stăteam și mă gândeam, zic, ok, mă rog, nu văzusem partea cu Sony-ul, dar mi-a dat minutul de la care pornește bucățica respectivă și mi-am dat seama că e un vlog. Am filmat cum ne uitam noi la filmul Angry Birds și am vorbit puțin cu voi și pe fundal, fix în momentul ăla, a început o melodie în film. Pentru că eu v-am mai filmat așa, v-am mai filmat în timp ce ne uitam la filme și filmul era pornit și era ok, adică nu se întâmpla, nu se cere drepturi de autor, pentru că n-are cum să se cere drepturi de autor pe YouTube. Trebuie ca, cum să zic, produsul, melodia respectivă, ce-o fi, să fie deja pe YouTube ca să poată să se ceară drepturi de autor. Și filmul, cum nu e pe YouTube, m-am gândit că o să fie ok. Dar am avut eu ghinionul ca fix în momentul în care vorbeam să înceapă o melodie. Și partea asta cu drepturile de autor înseamnă că nu am voie să activez generarea de bani, proprietarul, adică Sony, o să poate să urmărească statisticile, în fine, e destul de stupid. Și m-am gândit, zic, ce fac acum? Era vorba de câteva secunde, nici măcar sub un minut, oricum. Și m-am gândit, zic, ce fac acum? Și n-am cum să postez așa clipul. Opțiunile mele sunt următoarele. Fie clipul încărcat, editez clipul care este încărcat în YouTube deja și tai partea respectivă, o fac să fie, adică să nu se mai audă nimic pe ea, ceea ce nu este neapărat de dorit. Acum, ca soluție de termen scurt, e cumva o idee bună, pentru că e mai rapid. Să zic așa, pur și simplu tai bucata aia și voi când vă uitați la clip, nu o să se audă nimic. Adică eu vorbeam și deodată nu o să se mai audă nimic. Ceea ce este neplăcut. Așa că, deși este momentul de față 10:30 și dacă plecăm, nu e idee bună, m-am pus să export din nou clipul, am editat din nou partea aia, am tăiat bucata cu melodia și scrie că într-o oră și 26 de minute se exportă clipul. După aia cât mai urmează se încarce pe YouTube. Nu știu, cert este că m-a luat așa prin surprindere, pe nepregătită și acum îmi pare foarte rău că n-am lăsat de ieri, cât am fost plecat să se încarce clipul pe YouTube, pentru că dacă mi-a părea problema asta aseară, lucrurile erau mult mai simple, lăsam să exporte peste noapte, în fine. Se rezolvă oricum. Doamne, dar m-am trezit și atât de deshidratată, deci foarte deshidratată m-am trezit și am băut un pahar de suc de fructe pe care l-am îndoit cu apă ca să fie mai... multă apă, cum ar fi. Și acum vreau să-mi tai un khaki. Am luat vreo 3 khaki din Kaufland. Erau destul de cruzi, să zic așa, în momentul în care eu i-am cumpărat. Însă i-am lăsat la copt, gen, și am mâncat unul ieri și au mai rămas 2 care păreau că s-a aproape copt și am zis, ok, nu mâncăm azi, mâncăm mâine. Dintre care acesta pe care l-am tăiat acum, care e super copt aici în capăt, dar în rest nu e foarte copt, dar mi-e teamă să nu înceapă să se strice pentru că era undeva rănit, vedeți? Și mai e unul pe care efectiv nu-l înțeleg. Eu, mama la fructe, nu înțeleg acest khaki. Pentru că pare destul de copt, dar e tare ca piatra. Nu știu ce cu el, la fel și el are tot felul de... pare lovit, bușit,
scăpat. Bine, nu-l mai las și pe ăsta și o să-l mănânc când o să consider eu de cuvință. Nu știu la ce sacoș ar putea fi pisicile. Cred că seara la sacoșa cu haine care trebuie date. Of. Încă nu avem mașina. Dar când punem mâna pe mașină, clar mergem să scăpăm de hăinuțele astea de pe hol, pentru că stau ocupă jumătate de hol. Noi avem și un hol foarte mare. Ce cu farina, ce cu ghidușenia asta infinită? Da, cam asta este situația în această duminică dimineață superbă. Da, nu știu, scam dezamăgită. Eram așa de bucuroasă de ziua de astăzi, că e cald și, mamă, ce fain, mergem în grădina botanică, dar sunt și avariată, mie și somn. Și nu mai pot să dorm acum, pentru că poate vă gândiți, ok, Andreea, ești avariată, stop complaining, du-te și culcă-te. Dar nu funcționează așa, eu sunt ciudată cu chestiile astea, adică și când, nu știu, mă culc la 6 dimineața, eu nu pot să dorm următoarele 8 ore neîntrerupt. Nu, eu mă trezesc că mă și durea capul când m-am trezit, by the way. Eu aici, Regina, da, mă plânge, dar... Hei, face parte din viață, ok. Da, ce ziceam? Da, nu pot să dorm non-stop, deci mă trezesc de 100 de ori, ca să nu mai zic, m-am trezit fix când Leo început să facă o criză de-a lui, început să miorlă, să sară peste tot, dar cred că era foame, pentru că nu mai aveam nici mâncare în bol, mă rog, asta, nu mai aveam mâncare în bol și le-am dat plic și era o mare bucurie. Se vede atunci când Leo un pic mai foame, când peste noapte rămân fără mâncare în bol, oricum n-ar trebui să mănânce noaptea, oricum n-ar trebui să aibă mâncare în bol noaptea, dar... Singurul motiv, adică sunt mai multe motive pentru care le pun și noaptea mâncare, să aibă mâncare de asta uscată, pentru că micuț vomită, dacă este foame, da, I know, vomită dimineața, gen, dacă nu mănâncă toată noaptea, vomită pe la 7 dimineața. Am crezut inițial că e o coincidență, dar o coincidență de fiecare dată e cam straniu. Și farina zgârie peste tot, pe la ușă, e foarte panicată când rămâne fără mâncare, cred că activează traume de când era când stătea pe străzi. Și le umeau, nu? Deci este o petrecere la noi în casă, ar trebui ca să nu mănânce noaptea, să nu dormim nici noi, adică... Și nu e idee bună. Și da, acum că au rămas fără mâncare, nu știu pe la ce oră au rămas fără mâncare, dar, Doamne, câtă fericire a fost când le-am dat plic. Deci erau super, super entuziasmate, abia așteptau, erau super înfometate. Și faci mic. Da. Mă bucur când Leo se bagă așa în cadul. E foarte drăguț. Și nu-s ironică, chiar mi se pare foarte drăguț. Adică și la editare sau acolo, gen, când văd că se umple așa ecranul cu toată blănița lui portocalie, mi se pare super cute. Se va urca la centrală. O zi obișnuită. Dacă vi se pare că sunt așa un pic înfundată, să știți că am luat Aerius în dimineața asta. Deci așteptăm să-și facă efectul și să dispară aceste alergii enervante, pentru că, într-adevăr, ieri am uitat să mi-l iau. Am observat că dacă iau Aerius mai multe zile la rând, gen iau continuu și folosesc și Nazonex-ul, sunt ok cu alergiile, adică mi se pare mult mai eficient pentru mine Aerius-ul decât Claritin. Într-adevăr, mie Aerius mi-a fost recomandat de către alergolog acum 100 de ani când mi-a prescris tratamentul pentru astm. Și, într-adevăr, mi se pare că Aerius își face bine treaba, dar uite că mai uit eu să-l iau, efectiv, ieri am uitat, mi-am propus chestia asta, dar am uitat. Da, haideți că aștept să trezească Andrei, văd aici. Dacă laptopul m-a mințit că o să se exporte într-o oră și 26, oră și 21 acum, dacă m-a mințit sau dacă nu m-a mințit. Și aș mai avea așa niște chestii de rezolvat, da, am mai multe chestii de făcut, dar eu în weekend încerc să nu fac prea multe chestii. Dar mi se pare așa că parcă s-au adunat, agenda mea e plină cu lucruri pe care aș putut totuși să le fac. Dar... v-am zis, parcă n-aș vrea. Da, vă anunț eu, dacă ieșim. Ar fi drăguț, într-un fel, să stăm așa un pic în natură, dar dacă e urât afară, nu știu. Tu, dragoste mică, cum te-ai pus pe păturică? Îți fac și poezii, micuț. Ce faci tu, drăguța mea mică? Au, nu mă mușca. Miros a cachi. Doamne, cum s-a pus ea aici? Nu mai pot. Deci nu mai pot cu pisicile astea. Coșmarurile mele, de care făceam mai devreme, aveau legătură și cu pisicile. Căzuse una de la balcon. Oh, nu vreți să știți. Foarte rău. Gata. Te las. M-am pus să fac micul dejun. Eu îmi fac aici două frigănele, pentru că efectiv am mai avut doar un ou. Și aștept să se facă frigănelele și de asemenea v-am pus aici pe Instagram, v-am întrebat...
Referitor la grădina botanică, dacă sunt ploșnițe și aștept să mi se răspundă ca să decidem împreună dacă mergem sau nu. Având în vedere că acum afară este cât de cât soare, deci vremea nu mai e o problemă, să zic așa. Nu cred că o să plouă. Hai să vă zic ce am făcut până la urmă. Deci e, cât e ceasul? E 4? 4. Da, e 4. N-am mai ieșit până la urmă pentru că n-aveam chef niciunul, efectiv. Deși afară s-a făcut super soare, dar în fine, suntem destul de bătrâni. Și obosiți, în fine, ideea e că am rămas în casă și ne-am făcut aici pe canapea așa super cozy și o să ne punem să ne uităm la ceva. Până acum ne-am uitat la viața cu lui și ne-am făcut fresh. Efectiv, două pahare din astea înseamnă un grapefruit ginormous și câte portocale? 4 portocale, efectiv, două pahare din astea. Am zis să nu cumpărăm, să ne facem noi și între timp mi s-a stricat de tot și storcătorul ăla de fructe. În fine, ideea e că ăsta e planul pentru astăzi. Duminică, până la urmă, stăm, lenevim, vrem să și dormim de prânz. Avem o viață foarte interesantă în această zi, dar partea bună e că suntem cu pisicile. Micuțe foarte fericit, asta numai pe lângă noi. Cheers! Ne uităm la un film, să știți. Am găsit un thriller interesant, se numește Transfer de identitate. Are notă bunicică pe IMDb, vreo 7,3 sau ceva. Și e drăguț până acum. Ne-a întrerupt micuț care a sărit pe o tavă pe care era coș de semințe și s-a speriat toată lumea, efectiv. Toate pisicile au sărit în sus, puf, m-a zgâriat pe gât. Și a trebuit să curățăm, dar continuăm filmul și vă povestesc, cred că mâine, despre el. Deocamdată v-am zis, pare interesant, pare super fain, sunt foarte curioasă cum o să termine. Cumva mi se pare că totul depinde de asta și în funcție de asta o să fac o părere. De ce? Așa, l-a aruncat înapoi. Mm-hmm. Neața! A început o nouă săptămână, eu m-am apucat de curățenie și uite, cam așa face Leo. Nu știu dacă am reușit să vi-l arăt vreodată în acțiune, dar așa face când vrea el să ajungă sub pătură. Nu știu de ce, că nu e frig, e foarte cald, chiar sunt 25 de grade în casă, afară e cald, în fine. Da, eu v-am zis că fac curățenie, v-am pus efectiv în dulap sunteți, că vreau să schimb pătura aici pe pat, să schimb fețele de perdă și mă gândeam cât fac chestia asta, să urlu la voi, o să-mi iau și un microfon, urlând ca să nu mai trebuiască să urlu și să-mi fac griji că nu m-au auzit. Și da, vreau să schimb pătura, vreau să schimb fețele de pernă și în timpul ăsta vreau să vă povestesc despre filmele de aseară. Trebuie să-mi amintesc cum se numeau, stați așa. Ok, ambele filme se găsesc pe Netflix. Pe primul am văzut pe tot, iar pe al doilea am văzut, mă rog, mai aveam vreo 40 de minute, dar deja era 11 noaptea și a trebuit Andrei să meargă la somn și pentru că ne-am uitat împreună, am zis că e ciudat să mă uit fără el, așa că o să continuăm în seara asta. Bun, Transfer de identitate, film din 2011, SF Acțiune, are o oră jumate, joacă băiatul ăla Jake Gyllenhaal, nu știu, eu îl știu din... Spider-Man a jucat rolul unui personaj negativ ceva și l-am reținut pentru că are așa niște ochi foarte, foarte mari. Ca să vedeți cum am reținut eu un actor. Și mă rog, căutam noi să ne uităm la ceva film pe Netflix cu o lui Andrei care trebuie și s-a spălat. Tic, așa, trebuie să bag și la spălat. Da, și am văzut că e... joacă într-un film. Mă uitasem și avea notă bună pe IMDb. Nu mai știu cât era, dacă era 7,3 sau poate confund eu cu alt film, dar avea o notă ok, avea review-uri ok, am intrat un pic așa și am încercat să mă uit pe acolo cu ochii un pic suspicioși ca să nu cumva să văd din greșeală spoilere, pentru că se poate întâmpla și chestia asta foarte ușor. Și ce am reușit să văd a fost că lumea era super încântată de final și că era recomandat, adică era un film care se presupunea a fi bun. Și, într-adevăr, și nouă ne-a plăcut foarte mult. Este vorba despre un băiat care este soldat și este recrutat pentru o misiune. De ce este recrutat? Pentru că el se potrivește foarte bine din punct de vedere gene și chestii din astea. Așa, cu un alt băiat care a avut ghinionul să se afle într-un, să spun, nu să pun astea, le pun aici pe masă, să se afle într-un tren care a fost victima unui atac terorist, unei bombe. Ia să auziți câte coși de la semințe au căzut pe jos? Mi-aș fi să dau cu aspiratorul.
Da, și el practic ce face este că se duce în trecut și are oportunitatea să trăiască ultimele 8 minute din viața băiatului respectiv, de care vă spuneam că a fost în tren. Și practic misiunea lui este să afle ce s-a întâmplat, de ce a explodat trenul respectiv, cine este răufăcătorul și așa. Și e un film foarte fain. Deci e chiar un film care te ține cumva cu sufletul la gură, îți faci un miliard de mii de scenarii, îți dai cu presupusul. Să știți că Andrei a semighicit ce s-a întâmplat, adică, mă rog, cumva a avut noroc, pentru că ne-am dat amândoi cu presupusul și el a avut norocul să nimerească personajul negativ, să zic așa. Și e foarte fain și finalul mi s-a părut mișto, cumva se încheie pozitiv, aș putea să zic. E un film drăguț. Dacă aveți o oră și jumătate și vreți să vedeți un thriller, vi recomand pe acesta. Eu am ajuns într-un punct în care mereu când ziceam că aș vrea să mă un thriller, mă gândeam, zic, am văzut deja toate thrillerele care se puteau vedea, ce alt film foarte bun am mai putea noi să vedem, dar uite că am găsit unul. Așa, am strâns canapeaua și acum, op, așa, am mutat cadrul. Da, deci recomandare super faină. Eu mă bucur când mai aud de la alte persoane recomandări de thrillere, că v-am zis, mi se pare că e o problemă. După ce vezi un anumit număr de thrillere din astea, mă refer foarte bune, că thrillere sunt o tonă, dar unele sunt previzibile. Le au miau în cadă, pentru că s-a alergat cu Pufa acolo, Pufarina a plecat, l-a lăsat singur și acum miorle. Dar mă uit la Pufarina că de aici pare că e mușcată pe spate? Nu-mi dau seama, ar trebui să încerc să o tund pe Pufarina, chiar mă gândeam. Deși poate e ciudat că gen vine iarna, dar Pufarina stă, deci când se bărbierește Andrei, nu știu, și face conturul, își face barba și scurtează barba. Sau eu când mă iplesc pe mâini, deci stă Puf cu noi la modul de vrea să se bage în aparatul respectiv. Îi place foarte mult vibrația, sunetul la care se aude, e fana numărul 1 acestui sunet. Și mi-am gândit că atunci când am tuns-o odată, a stat și mi-am gândit să încerc să mai tund odată. E ideea că poate va fi mai puțin păr în casă. Așa. După care am zis să ne mai uităm la un film și ne-am uitat la, cred că In Time se numește, uite că la asta nu sunt sigură, e filmul acela în care joacă Justin Timberlake și mi-amintesc că eu am mai văzut la TV așa de câteva ori filmul, dar nu integral, adică mereu prindeam bucăți din el. Știam oricum că oamenii din filmul respectiv trăiesc într-o lume în care nu este vorba despre timp, totul ține de timp, gen oamenii săraci nu sunt săraci pentru că n-au bani sau mai puțin bani, ci pentru că au puțin timp, gen trăiesc de pe zi pe alta la propriu, în timp ce oamenii bogați au setat aici pe mână, că aici se vede timpul lor pe care îl mai au de trăit, unii sute de ani, alții milioane de ani, un timp pe care nu ai cum, adică cât de mult poți să trăiești, mă rog, poți să trăiești atâta timp cât ai timp pe mână, asta este clar, însă filozofii și nu doar spun, acum referindu-ne la lumea reală, că omul nu este făcut să trăiască extrem de mult, adică noi trebuie să murim la un moment dat și mi se pare o paralelă interesantă cu ceea ce se întâmplă în viața reală, pentru că sunt oameni care au atât de mulți bani încât efectiv este fizic imposibil să-i cheltuiască, în timp ce alții se chinuie să trăiască de pe zi pe alta și dacă ar putea așa o mână să apară din cer și să ia banii de la cei bogați, să-i dea la cei săraci și să fie cumva o egalitate în care toată lumea să fie bine, ar fi minunat. Și da, nu știu cum se termină filmul, deocamdată eram într-un punct în care pare așa un pic fără, adică nu știu ce ar putea să facă oamenii ca să rezolve problema, pentru că, stați că cealaltă pernă a rămas undeva aici pe jos. Da, deci el, Justin, nu știu cum îl cheamă în film, eu niciodată nu sunt atentă la chestia asta. Ideea e că el evident este, face parte dintre cei săraci, logic, la un moment dat pune mâna pe timp, pe o sumă de timp, numesc, și vrea să facă cumva egalitate, vrea să le ia celor care au avut prea mult și nu au fost în stare să dea, să le ia tot timpul. Ăsta este scopul lui, din ce am înțeles eu. E un fel de Robin Hood al unei alte realități. Da, e fain filmul până acum, chiar e super drăguț, dar era cumva clar că o să fie fain, pentru că știu că e un clasic pe care
Vă recunosc, de-a lungul timpului am tot vrut să-l văd, dar cumva nu am reușit. Nu știu, mereu îmi ziceam, ei, da, am mai văzut bucăți la TV, știu cam despre ce e vorba, ce ar putea să fie așa interesant, cumva l-am evitat. Dar e super tare filmul. Și mi s-a mai întâmplat așa de-a lungul timpului să tot evit filme, să tot zic, ei, nu mă uit la asta, nu mă uit la asta. Un exemplu este Zodiac, filmul acela inspirat din viața reală cu un criminal și uite, în filmul ăsta joacă tipul ăsta cu ochii mari de care v-am zis, Jake, am dat cum îl chema, din primul film, din Transfer de Identitate și mi-a plăcut foarte mult cum a jucat. E un film pe care l-am tot văzut recomandat pe Netflix când căutam thrillere și tot recomanda acolo filmul ăsta și eu eram, hai să vedem care e treaba cu el. Am citit vreo două review-uri, erau nasoale review-urile și n-am vrut să-l văd. După care, într-o zi, uite, Zodiac e o altă recomandare, by the way, într-o zi vorbeam cu Andrei și am zis de filmul ăsta și cred că mi-a spus că l-a văzut și că e fain și că vrea să se uite și el pentru că îl văzuse cu niște ani în urmă, nu mai ține aminte și să ne uităm împreună. Și mi-a plăcut foarte mult și mi-a părut rău că i-am dat skip atâta timp. Da. Cam asta ar fi cu filmele pe care le-am văzut aseară. În rest, ieri a fost o zi super chill. Mi-a prins bine, vă zic sincer, și după noaptea asta m-am odihnit destul de bine, deși am visat niște chestii tare ciudate. Nu știu ce tot am de visat, chestii dubioase, dar simt că m-am odihnit mai bine și astăzi m-am pus de dimineață de când am deschis ochii, m-am pus să răspund la niște mail-uri. A fost un weekend în care am primit tot felul de mail-uri și mesaje la care trebuia să răspund, dar am zis că e weekend, încerc să nu mă focusez pe asta și așa m-am enervat tare cu clipul de ieri. Pe care v-am povestit ieri ce s-a întâmplat referitor la muzica aia din Angry Birds și la faptul că am zis eu să fac lucrurile cât de corect se poate și să încerc... Leo, o să-ți fac cort imediat, mama. Hai să-ți fac acum cort, nu săpa. Leo, uitați, vrea să sape și să-mi strice aici armonia. Hai, măi mic, uitați-l. Leo, calm down. Ce-ai pățit? Hai că-ți fac cort, hai. Ia. Uite. Problema e că dacă îi fac cort, el o să încerce cu nări să sape. Gata? Ești ok? Nu, încă cu nări sapă. Și zgârie și pătură și tot. Stai acolo că ești gata, nu te vede nimeni. Uite, e cortul tău, e locul tău special. Pisicile. Da, deci am încercat să fac lucrurile corecte în sensul că am zis, ok, nu fac treaba aia în care las YouTube-ul să-mi taie bucata respectivă. În fine, o să... Mă pun eu să export. Am exportat ieri clipul de 3 ori. De 3 ori. Și de fiecare dată a fost tot mai rău. Deci, de fiecare dată mergea tot mai puțin din clip. În sensul că dădeam pe clip, după ce se exporta click, să se deschidă în calculator, în laptop. Și a treia oară nici s-a mai deschis. Efectiv, apărea chestia aia, portocalie, pe care o am eu la, cum se numește, la programul care îmi deschide mie clipurile, practic, și nu mai mergea deloc. Așa că ce am făcut a fost să încarc din nou primul clip în care se aude sunetul și melodia de la Angry Birds și am lăsat peste noapte să se ocupe YouTube acolo să taie bucata respectivă și astăzi încă îl urmăresc, încă nu l-am postat, îl urmăresc să văd exact ce se întâmplă, dacă mai primesc vreun mail legat de drepturile de autor sau dacă este în regulă. Încă nu m-am lămurit dacă e ok, dacă nu e ok, dar în seara asta vreau să postez. Atât de tare m-am enervat cu el, vă zic sincer, mi s-a părut stupid, nu știu, nu m-am gândit o secundă, eu v-am mai filmat filme și a fost ok. Dar aici am avut ghinionul să fie fix atunci muzică și mă enervează că deși eu editasem clipul din timp, nu l-am postat, în fine, nu vă mai stresez, îți vine ce face Leo. Încă nu ar vrea să stape să ajungă în centrul pământului, a.k.a. sub pădură. Ce faci, mai speriat, mic? Hai, stai aici, că uite, nu te vede nimeni, efectiv. E locușorul tău. Băi, au! Da, micuț, nici eu nu-l înțeleg. Vrei și tu aici? Nu știu dacă te lasă. Uite, e panicat. Pot să vă desfac pătura asta, să fie un cort mai mare. Pentru că de ce să ai așezat frumos pe canapea pernele, când poți să ai așa, jumătate de canapea, un cort? Hai, micuț, bagă-te, hai că scoți și perna. Op, așa, uite. Ia uite cât loc aveți. Aveți loc să faceți o petrecere. Mi-am amintește că și eu cu Diana, cel puțin când eram mici, ne făceam așa cort, gen, puneam niște scaune, o pătură deasupra și ne făceam un cort în care stăteam și nu făceam nimic special, adică ne jucam cu păpușile ca și în restul casei, dar era chestia aia să fii într-un loc al tău, nu știu, și avem camera noastră, nu știu, e o chestie de-a copiilor. Mi se pare foarte drăguț că și pisicile au chestia asta, deși e un pic enervant uneori. Ce faceți acolo? Ce faceți voi acolo, măi? Oh. Hai că vă las, o să pun
toate pernele astea aici, le îngrămădesc pe un pic de canapea, eu o să stau pe acest loc șor și ne descurcăm, e ok. Hai să-mi continui și eu curățenia, că mai am multe de făcut. A plecat Leo de aici și e micuța cu... Eu am căștile, mi-am scos o cască ca să pot să mă aud când vorbesc, pentru că dau cu aspiratorul și când dau cu aspiratorul nu-mi place deloc sunetul de aspirator, așa că îmi pun căștile ca să ascult muzică. Gata, am terminat de făcut curățenie și am făcut și un duș între timp și voiam să vă arăt uleiul pe care vi l-am menționat într-un vlog anterior. Vă ziceam eu că m-am dat cu un ulei cu sclipici, m-am dat cu el pentru că miroase senzațional, nu neapărat pentru sclipiciul ăsta, care nu pot zic că mă deranjează neapărat, însă poate aș fi preferat să nu fie, adică mi-aș fi dorit să am și un ulei de corp cu acest miros, fără sclipici. Dar în fine, aia e, l-am pe ăsta. Cam așa arată el, este primit de ziua mea de la o abonată, căreia îi mulțumesc foarte mult. El are tot felul de proprietăți aici, vedeți că sunt scrise aici, care are ulei de argan, ulei de cocos, ulei de migdale dulci, poți să-l folosești pentru față, corp și păr. Mie îmi place foarte mult mirosul, miroase a bomboane din alea, a cadele din alea extra mega dulci și colorate, de care mâncam când eram mică și mi se lipea părul, mi se lipea fața de păr, mă rog, părul de față, mi se lipeau degetele, era horror. Și în momentul de față nu cred că aș mai mânca, dar mirosul este senzațional. Și îl aplic ori doar pe el, sau cum am făcut de data asta, că nu știu dacă vedeți pe mâna mea, sunt așa niște particule de sclipici, dar nu foarte multe, de data asta l-am combinat. Și l-am combinat cu crema aceasta de la Yves Rocher, este o loțiune de corp care nu este cea mai hidratantă, dar... hidratează totuși destul de bine, este și destul de lejeră, mai am cam jumătate de tub și încerc să o folosesc pentru că de acum probabil mă voi da pe loțiuni de corp un pic mai grase, mai groase, mai uleioase și de asta o folosesc și astăzi, fiind un pic mai răcoare ca ieri, când de asemenea am folosit-o, am zis să o amestec un pic de ulei și să mă bucur super, mă bucur foarte mult de mirosul ei, uite, cred că se vede sclipiciu când nu-i foarte mult focus, vedeți? Și mă bucur și de combinația asta, că această cremă nu este foarte, foarte grasă și uleiul este evident un pic mai gras. Și mi-a ieșit... un amestec foarte fain. Văd că se termină și bateria, dar oricum, o să închei vlogul aici. Mi-am făcut și skincare-ul, cred că o să mă machiez și o să încerc să filmez ceva, văd eu. Ah, și by the way, haideți să împing eu ușa cu piciorul dacă ajung. Pac, vedeți după ușă că am lipit toate cele trei cuiere mici. Însă, din păcate, prosopul lui Andrei încă este aici pe calorifer pentru că e mult prea greu. Deci l-am pus pe agățătoarea aia din mijloc, unde vedeți că acum este o gugoașă din aia cu care îmi prind eu părul. Și efectiv a căzut, adică s-a desprins așa cumva, a rămas în continuare lipită partea de jos, prosopul a căzut pe jos și am zis cred că e un pic cam greu, era și ud în momentul ăla că abia a făcut seduș și am zis cred că e cam greu, hai să folosesc la altceva și țin prosopul meu și cele două gogoși pentru păr și s-a mai eliberat un pic în spatele meu caloriferul. Gata, o să închei vlogul, vă mulțumesc că v-ați uitat la el și ne vedem data viitoare cu un nou, probabil tot vlog. Vă pup! Pa!